Salutări și îmbrățișări și bine ne reîntâlnim, sper eu, cu multă sănătate în atelier de drag. Eu lucrez aici un pulover pe care am ales să-l încep cu acest guler dublu. Și cum am filmat pe el, am zis hai să fac o postare separată. Poate aveți nevoie să îl folosiți în lucrările voastre. Prima dată stabilesc câte ochiuri trebuie să montez pe andrele. În proba mea de lucru făcută pe jersey, în 10 cm am 16 ochiuri. Deși lucrez bentița pe un număr de andrele mai mic decât voi lucra puloverul, totuși acest elastic este mai voluminos. Și de aceea aleg să montez pe mai puțin centimetri. Eu am luat în calcul 45 de centimetri. Ce mă mai interesează este să am un multiplu de 4 ochiuri, deoarece lucrez elasticul circular cu 2 ochiuri pe față, 2 ochiuri pe dos. Deci eu am 72 de ochiuri, este multiplu de 4, se împarte la 4 și mai montez unul pentru a putea uni lucrul în momentul în care încep să lucrez circular. Deci eu voi monta 73 de ochiuri. Dacă vrei să faci un elastic, un ochi pe față, un ochi pe dos, atunci îți este suficient să montezi un număr impar de ochiuri, iar după unirea lucrului vei rămâne cu un număr par de ochiuri. Și montez aceste ochiuri în varianta cea mai simplă. Dacă nu te descurci, în descrierea videoclipului vei găsi link-uri către tutorialele ajutătoare. Am 1, 2, 3, montez astfel până la 73. După ce am montat ochiurile, încep să lucrez circular. Îmi aranjez bentița să nu fie răsucită. Voi trece ultimul ochi montat pe andreaua stângă. Pun aici un marcator. Nici nu este nevoie de marcator, deoarece, datorită modelului, observăm începutul de rând. Și încep să lucrez elasticul. Primele două le lucrez împreună pe față. Și încep al doilea pe față, două pe dos, două pe față, două pe dos, până la capăt de rând. Ajung la marcator, trebuie să termin rândul cu două ochiuri pe dos. De aceea am ales multiplu de 4 ochiuri. Mut marcatorul și continui să lucrez circular elasticul. Asta înseamnă că trebuie să răsucesc ochiurile. Cele de pe față le lucrez astfel. Cele de pe dos, astfel. Dos, dos. Față, față. Dos și dos. Deci la fiecare rând lucrez în același fel ochiurile. Am lucrat pe bentiță până am obținut lățimea pe care mi-o doresc. Dacă întorc așa bentița în două, să am o lățime care îmi place. Dacă măsor acum, am pe ea 11 cm, 11 jumătate, deci între 10-12 cm. Iar acum vreau să îndoi bentița aceasta, să unesc marginile și să merg mai departe cu bentița îndoită. Am aici ochiurile pe față, sunt la început de rând, da, am început cu două ochiuri pe față, iar dacă întorc bentița, vreau să prind aceste două ochiuri de ochiurile pe care le-am montat aici inițial. Deci voi întoarce bentița cu partea de început în interior. Aici este firul de început de rând. Cele două ochiuri pe față de aici, pe dosul lucrului, sunt ochiuri pe dos. Iar ca să unesc bentița, mă duc la ochiurile de pe dos și iau din primul ochi parte din ochiul montat. Îl pun pe Andreea, ochiul pe față, cu ochiul adăugat. Le lucrez împreună pe față. Mă duc la următorul ochi pe dos, îmi iau și de aici fir
îl pun pe Andreea și le lucrez împreună pe față, răsucit, da? Urmează ochi pe dos, pot să-l întorc întâi, îl răsucesc pe Andreea, iar acum trebuie să iau fir din următoarele două ochiuri care sunt pe față. Și la fel caut fir din ochiul inițial, ochiul montat. Îl pun pe Andreea împreună pe față. Îl răsucesc și pe acesta, îl pregătesc, mă duc la următorul ochi pe față, iau fir, pun pe Andreea împreună pe față. Urmează două pe față, iar aici urmează două pe dos. Fir din ochiul montat, pun pe Andreea împreună pe față. Și voi continua să lucrez astfel până când am unit gulerul. De aici nu mai lucrez elastic, lucrez toate ochiurile pe față. Ajung la final, ultimele două ochiuri pe dos. Mai am și aici două, sunt ascunse pentru că sunt ultimele. Am unu împreună pe față și ultimul. Dacă nu reușiți, vă ajutați de o altă Andreea. Acesta este. Așa. Împreună pe față. Am terminat bentița. Am ajuns iarăși la capăt de rând. De aici vreau să schimb andrelele. Voi trece pe andrele numărul 6. Deci pe Andreea cu un număr mai mare față de Andreea pe care am folosit-o la bentiță. După ce ați terminat gulerul, schimbați andrelele, treceți pe un număr mai mare de andrele și apoi faceți croiul pe care vi-l doriți. Bineînțeles că și acest guleraș poate fi adaptat în funcție de ceea ce vreți să faceți pe pulover. Eu am ales să fac un pulover mai pe gât, dar dacă aș fi dorit un pulover la baza gâtului, aș fi făcut o bentiță mai îngustă și aș fi montat pe mai mulți centimetri. Una peste alta, îmi doresc să găsiți util și acest tutorial, nu vă mai rețin, vă îmbrățișez și până ne revedem, vă zic ca de fiecare dată, să aveți spor, inspirație, vă pup, pa, pa!